ședință participă un număr de 15 consilieri dintr-un total de 15. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Această ședință a fost condusă, conform înțelegerii noastre care o avem, de către domnul consilier din Esclaul. Cine este pentru noi? Este cineva împotrivă? Să fie cineva? Da, mulțumesc pentru încrederea acordată ca și președinte. Încep de pe ordine de zi, avem doar un singur punct. Deci, până la dezbaterea acestui punct, întreb dacă aveți ceva nelămurit legat de procesul de verbal de ședința anterioară. Eu nu. Da, deci nu sunt. Da, tu până la. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ce spuneți pentru asta? Da. Dăm știe ordine de zi. Cu planul la singur proiect, proiect de hotărâre privind adoptarea viitorului local al comunei de deci, va fost pe anul 2019. Așa. Dacă domnul primar Corin are ceva de adăugat la legat de votul de a ordine. Da. Bună ziua, dragi colegi. La vot ordine de zi și după aceea. Da, mulțumesc. Cine este pentru? Dacă mi s-o să supun la vot ordine de zi. Da? Mulțumesc. Ordine de zi a fost aprobat cu 500 de voturi. Bună ziua și bine ne-a regăsit la ședința ordinară din data de 19 aprilie 2019. O ședință foarte importantă pentru noi. Pentru că, ați văzut, avem un singur proiect, dar este unul dintre cele mai importante proiecte în decursul unui an de e vorba de banii noștri pentru a putea să efectuăm lucrări, să putem să funcționăm ca și instituție și să putem să facem investiții și ceea ce ne-am propus să le ducem la deplinire. Nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că, după cum bine spusul dumneavoastră, a primit materialul. Cred că l-a studiat fiecare, ați văzut cum sunt așezate sumele în buget. Eu zic că le-am așezat în așa fel încât toate aceste lucruri și obiective care le avem noi să putem să le ducem la bun sfârșit. Iar așezarea este una clară și transparentă. Dumneavoastră, dacă vreți să discutăm sau să... nu știu, dezbatem. Să dezbatem, dumneavoastră decideți. Eu, cât am putut, am fost transparent și v-am pus la îndemână. Dar eu vă mulțumesc. Dacă aveți comisii speciale. Comisia nu a avut favoarea. Pe lângă subiectul primar, am să mai explic încă o dată și nu știu câte oară. Sunt profund nemulțumit de felul cum primăria, acum am înțeles că executivul comunei de Bes să distribuie ședințe de consiliu local. Este atâta, nu știu câte oară, când vă rugăm frumos noi consilieri locali să ne puneți pe internet sau acolo ședințe de consiliu local pentru mai multă transparență. Este o cenzură de neimaginat. De ce? De ce? Credeți dumneavoastră? Cu ce vă faceți dumneavoastră bine sau nou, că dumneavoastră nu doriți să puneți ședințe de consiliu local să le vadă toată lumea, așa cum e normal să întâmple. Pentru că totuși noi plătim niște bani și banii ăștia trebuie să se vadă undeva. Nu știu nici banii mei aici, dar lasă cine mai dintre noi de aici. Dar nu le aștept de consiliu local. Pe ce le deranjează? Deranjează adevărul? Credeți dumneavoastră că adevărul este numai din gura dumneavoastră și din gura voastră nu? Credeți dumneavoastră că cenzurând ședințe de consiliu local aveți să păzați foarte bine în fața cetățenilor comunale vezi? Am trecut etapa aia mizerabilă în care se făcea tot felul de mâncării. Am crezut că odată cu schimbarea primarului, fostului primar, o să intrăm în normalitate. Dar se pare că nu se întâmplă lucrul ăsta. Aici discutăm chestii politice. Mă explic strict politic. Nu cred că
partidului guvernului, care este astăzi la putere, sau oricare alt partid care avem în Parlament, procedează în felul în care procedăm la vedeți aici. Eu nu cred că v-a spus cineva, nu dați ședință de Consiliu Local. Dați mai drumul la ședință de Consiliu Local, ca să vadă lumea ce se întâmplă în Consiliu Local și cum mai vezi. Iar oamenii se ne judece după minte și după capacitățile noastre. Da. Vreau să răspund, domnul consilier. L-am ascultat cu atenție și eu am sunat firma, dar au fost niște probleme tehnice. Tocmai ne-a adus materialul, să punem în momentul când vor fi selectate aceste defecte. Parte partea tehnică. Deci nu din cauza mea. Eu vreau să vă spun acum, că tot ați spus, din partea tehnică, am discutat cu domnul Grant mai multe rături și mi s-a spus că primăria, în speță primară sau cei din regiune, nu doresc să pună ședințe de Consiliu Local. Eu nu știu ce ați discutat până la urmă, eu nu știu ce ați discutat de domnul Grant. Bine, eu vreau să vă spun ce mi-a spus domnul Grant, cu tot mai bine face. Nu mai hotărăște dânsul dacă stă sau să nu dăm ședințe de Consiliu Local. Este inadmisibil se încalcă legea 215 care spune că ședințele Consiliului Local se publică prin toate mijloacele posibile. Ori o persoană, nu știu care, cred că nici un primar, nu știu poate află, oprește aceste casete, cenzurează, le aruncă pe vremea comuniștilor. E posibil așa ceva într-o țară și într-un consiliu local care reprezintă comuna de vedere, îndeamnă cetățenii, dar voi nu mai aveți ședințe? Eu zic, oameni, păi nu, nu s-a dat mai public această făcut, vă ascundeți, bă, nu vă mai vorbim. Au și dreptate. Domnilor, chiar dacă se discută ceva negativ, populația trebuie să-și dea seama, să vadă că merită consiliul să mai fie votat sau nu mai merită, că fac fapte rele, dar noi nu facem fapte rele, credem noi. Așa. Deci, cer, atenție, insistent, sub sancțiunea, mă adresez parchetului că se încalcă legea, să se publice toate casetele începând de la prima, din urmă, care a fost oprită, bagată la dosar. Eu fac sesizare, vă dau vă jur. Fac sesizare la partid că se încalcă legea și la lege nu-i tocmai. Să se publice, să dea domnul Ureanu sau cine e la care ne ține, nu știu. Să se publice toate casetele care până acum n-au fost publicate. La ședința următoare, dacă nu le văd, aici fac sesizarea către partid. Da. Domnul consilier, vă mulțumesc. Să știți că nu sunt foarte multe ședințe de publicat din urmă. Da. O să vă chem în intervalul ăsta, chiar o să vă venim la mine. Nu știu, să cer să le vedem toate, înregistrate toate ședințele de Consiliul Local. Publicate pe site. Vă rog. Vă garantez. Vă rog. Deci inclusiv ședința... Aveți? Nu, eu, după cum vă știți, suport și criticile, nu plac și la oameni, nu e nimeni să spună că, domnule, când... Aveți și calitatea, aveți și competența, pentru că dumneavoastră lucrați cu acest consiliu. E normal. Și populația trebuie să facă ce lucrați. Deci eu, în ceea ce spun dumneavoastră, lucrez cu un consiliu și pe perioada asta care am lucrat, ca și primar, în, nu știu, la consiliu. Viceprimar, la producție de primar sau așa, sunt tot la zonă de credit al primării. Eu am lucrat foarte bine cu asta, indiferent că au fost critici. E normal ca în democrație criticile sunt constructive pentru că ai scăpat din mână, tu te duci și crezi că ești tu. Când mai vine câte o critică, bă, să ai cu cineva, mi-a spus că e așa. Sau nu-i bine. Este foarte bine venit discuțiile astea. Și eu să știți că nu am avut niciodată contrazic. Chiar dacă am fost mai apăs, dar nu... Eu să vă garantez că o să le cer să fie publicat pe toate lucrurile și o să urmări să rămâne la urmări. Foarte, foarte. Domnul primar, chiar dacă se discută probleme nu prea frumoase, dar se întâmplă și în Parlamentul României, se întâmplă și în Parlamentul, și în Duma, și în Bundestag, în Nenescor, și în Duma Rușilor, se întâmplă peste tot în lume. S-au și bătut. Ați văzut la televizor. Ori noi n-am ajuns în situația asta ca și cumva să acopere ce am făcut noi. Și aia care s-au și bătut, nu s-a decizat banda respectivă, s-o dat pe post, pe globul pământesc. Domnul primar, vă rog frumos și vă mulțumesc pentru promisiune. Da, da, domnul consilier, și eu vă mulțumesc pentru promisiune.
iertă. Am avut o discuție cu niște cetățeni comuni și exact de pe tema asta era discuția că nu se difuzează filmările. Ori ascunde primăria ceva, ceva nu știu ce anume, pentru că nu e corect ca să ne cenzurați tot timpul. Adică și corect, și frumos să dea la televizor, dar mi-e vorbesc ceva urât, nu-i nimic. Ascultați-mă, ședința de ordine, chiar nu a fost contradicție. A fost și contradicție, da. Chiar mi s-a adus la cunoștință că am deranjat pe unele persoane din cercul comune, din construcția comune, aducându-i acuzații cu ce spuneți mai despre ce s-a întâmplat. Nu, eu am zis faptele reale, am zis că nu am legat nimic. Nu, nu adevărat. Și fiecare își vorbește, răspunde pe ceea ce spune. Da, răspunde, fiecare răspunde pe ceea ce zice. Dar dumneavoastră, ca și organ competent și din gol, face parte din conducerea comunei, nu ați putea să le puneți pe temă. Nu era vizat direct în neamă. Chiar dacă sunt, domnul consilier, chiar dacă sunt eu mi-asum. Așa nu vreau să sunt omul care să mă dau după. Poți fost la sânt. Am ajutat cu știți de fapt reale, nu am zis altceva greșit, nu m-am acuzat pe nimeni din altceva. Doar, ăsta, vreau să le difuzați tot timpul. Când vorbim urât, să le difuzați așa, dar când vorbim prost sau nu facem nimic, stăm degeaba aici și ne uităm pe hârtie, să le puneți așa. Nu contează. Oamenii au votat. Să ne vadă oamenii ce am făcut noi în tot acest an. Și facem noi pe soare. Bună soare! Trebuie să știe domnul Ungureanu, domnul Ungureanu, că noi avem competența să anulăm contractul. Lăsăm fără pâinea de la nivel. Eu o văd. Nu sunt pâinea de la nivel, dar nu are nevoie. Are nevoie. Nu este corect, pentru că de asta suntem aici. Televizați, domnul, să ne vadă toți cetățenii comuni și nu numai. Să vadă ce se poate din urmă de vedere. Dacă dânsul mai are un trecut puțin, era aici. Păi nu, că ce nu-i întâmplă, nu știu, domnul, mă dare cu ce? Înainte spunea că nu-i dă voi postul sau ceva de gen. Nu e zis așa. Acum, da, nu. Dar ce ne-au? Ce ne-au pe ce urgenturează și ăsta în alul departament? Când se fluieră și când se fac foci și mă dar pe acolo. Ce ne-au urgenturează numai le vede, da? Dar pe cine credea că prost ești? Pe lungul în față și nici un consilier de ce nu-i prost. Îmi pare rău. Bun. Eu vă... Noi, am înțeles. Criticile care le aduce noi, nu, asta nu dă dovadă că noi ascundim ceva. Vreau să, într-adevăr, să dă dovadă că vreți să fii totul pe față. Nu, dar nu se dura pe aici. Da. Bine. Mai e cu oferțun consilier care mai face lucrări? Nu. Asta e o... Ca să nu. Pe lângă ordine de zi. V-am amintit că în ședințele anterioare legat de bune. Da. Sunt zone unde nu ajunge mașina bună, din diverse motive. Așa. Și nimeni nu, nică bună e de acolo. Deci nu s-a arătat cu oameni în cea zonă, uliță. Ca și exemplu, v-am dat pe ulița la Poiana, ulița la Tăpuță, la școala veche, la Tăpuță, la școala veche. Deci nu nici acum sunt nică bună de zonă. Vrei să... Repet, din zona nu ajunge mașina. Zona de la Poiana? Am avut o discuție, a fost acolo, la care este la cu salubrizarea, urmăia cu salubrizarea. Și a rămas să discutăm, nu știu exact în momentul ăsta, o să fie la mine să vedem și la stabilit acolo. Deci chiar nu, nu știu. Săptămâna asta i-am șerit, am avut o problemă care nu a fost cu tine, știți? Am rețin să vedem. Și nu știu exact ce s-a întâmplat, o să fie la mine să vedem. În momentul când o să ai de discuție, o să vă spun. Revin la ordine zi. Mai sunt comentarii acum. Tu până la vot? Da. Ce este pentru vot? Este cineva împotrivă? Sau ținut cineva? Domnul președinte, de ce spune pentru vot? Pentru că ești împotrivă. Dacă ești ședința pe bani, nu se mă opune. Da. Eu consider că în față întreaba, pe cât se face bine cu primăria și cu Consiliul Local. Eu așa consider. Dumneavoastră, ați văzut ca cum merg lucrurile aici, acum ați văzut. Că banii țin eu inventar de vreo 4.000 de ani de urmă, eu făcut de așa natură încât să nu aducă niciodată. Niciodată nu am zis banii. Eu nu am mai știut despre salarii, tot îți mai vreau. Domnul Rumu, pe concluzia nu trage dumneavoastră, concluzia nu trage cetățenii, dar face bine sau nu face bine? Păi nu. Dar vă dați părerea că face bine. Domnule, este răspunderea Consiliului Local care este compartiment separat. Dacă Consiliul Local greșește, răspunde Consiliul Local. Dar cetățenii nu trebuie. Deci ce nu poate face? Da, fac 15 ani.
explicați ce înseamnă.